Azerbaijan against Law. Noi suntem Minecraft Server, suntem aici pe mapa Valley University. Dacă mă înșel, care face harda. Și nu uitați să lăsați un buton de like dacă vreți episodul să-l urmărim în continuare. Uite, astăzi filmăm cu o nouă aplicație pe care momentan nu o să menționez. Și după cum vedeți, cred că avem o calitate mai bună audio per video. Cel puțin video avem, dacă vă uitați, acum filmăm în 1080p. Pentru că aplicația aceasta ne permite. Aoleu, am dus greșit, da, lasă așa. Adică vreau decât să fac să termin comentariul până să nu mă mai amare nimeni. Bă, deci băieți, am avut un episod de bun. Mi-a ieșit așa de bun un episod. Aveam 5, am făcut 15 kill-uri atunci în arena aia de 24 de player. Am și câștigat arena, am avut și bun de diamond, am avut multe chestii interesante. Doar că după ce am terminat videoclipul s-a întâmplat un accident și da. Pare rău de chestia asta. Dacă doriți să vă dau, să fac review, să zic așa, la aplicație. Nu e review, să vă arăt aplicația, să vă prezint aplicația. Vă prezint ce setările mele din ea, vă arăt cum s-o dau la dat. Și multe chestii de genul, dar la următorul episod se va trebui să strângem multe like-uri. Pentru că această aplicație nu este deloc foarte cunoscută, este una din cele mai bune, dar totuși este și necunoscută. Da. Vreau să văd dacă vă dați aplicația asta în primul rând. De aceea trebuie să dați like. Da. Ca de obicei eu nu am un comentariu foarte bun și nici nu o să comentez. Hai că m-am bătut și cu asta propriu VP. Level 100. Am dat așa puțin cu capul de masă și aia a fost. Nu vreau să câștig arena asta, decât să fac ceva pe area, pe aia. Aici a fost. Dar nu știu ce să mai vă zic. Am și alte comentarii pentru episodul viitor. Chiar am un comentariu legat de acei 4 gang. Nu știu dacă ar fi o idee bună să vorbesc chiar acum de ei. Da, să vorbim să vorbim. Nu știu dacă i-ați văzut, mai bine dacă nu i-ați văzut, că e ultima. Mai lăsăm pentru episodul următor. Adică nu știu, să vă zic asta, să vă pregătiți și că, da. Mă gândeam să fac și ceva greșeli, pentru că, bine, da, după ar își umple ecranul de cifre. Ăștia care știți să jucați așa jocuri, video, chestii, trești. V-ați întrebat vreodată cum arătați voi când jucați, adică nu știu cum am ieșit și mie chestia asta bine. Adică, uite, de exemplu, când fac așa, acum apăs Shift, Space și W, știi? Pe care schimb cu alt deget, adică iau degete pe Ctrl, da? Și apăs pe 1, 2, v-ați întrebat vreodată cum arătați când v-ați chestia asta, adică cât de, nu știu, ciudat arătați, să fie de genul. Păi nu neapărat ciudați, e ceva îndemânare chestia asta, adică nu cred că un om normal poate face chestia asta, adică se miște așa de repede, știi, fără să încurce, fără nimic. Bine, acum nu zic că fac ceva extraordinar, orice copil ar putea. Așa, oamenii care nu învățați, ar părea că am ciutat, nu știu, așa mă gândesc eu. Nu merg că n-am văzut pe aici, a fost aici. Nu știu că a fost șutat aici sus. Poate am lăsat ceva de aer în ceva. Bă, pantaloni așa de gol, mă și. Deci o să mințim. Îmi pun și pantaloni așa. O să vreau să mai vorbesc puțin despre aplicație. Lăsați mie fanteziile handicapate. Vreau să mai spun că aplicația este gratis, în primul rând, așa. Are diferite chestii pe care nu le-am downloadat, adică vreau să vă dau să downloadați aplicația, vă rog să nu downloadați și celelalte, pentru că nu știu exact ce putea să fie și virus, deci nu vă băgați alte păcării.
Aplicația nu are multe setări, deci nu sunt fie chiar nevoie să vă arăt setările mele, dar o să vi le arăt, am promis. Nu ocupă mult spațiu, filmați foarte ușor, puneți foarte ușor pe YouTube, dar nu are și chestia aia să faceți lighting. Cel puțin eu acum nu o văd. Dacă nu o văd eu și chiar e, probabil o să vă arăt în episodul de prezentare. Dacă nu, adică în următorul episod o să vă prezint aplicația și o să vă pun în descriere și aș vrea să strângem multe like-uri la episodul ăla. Adică, nu știu, hai să zicem și noi, la 2000 de abonați, măcar 3000, 30 de like-uri, 3000 de like-uri, 30 de like-uri putem să strângem. Na, că pui mei. Da, aș vrea și un arc, dacă se poate jocurile. Nu, nu vrei să-mi dai arc? Combo 3 de Exisia. Dacă era un petit, ca să faci fac shooting cu el, scrișoarea. Eu nu-i apas pe scrișoare, fac și ușor de meci. N-am arc și mă bate rău viteza. Hai dă capul meu, e pe azure asta, oare? Da, marca nu e. Sărac lipit. Armura nu e așa rea, dar mi-ar trebui un ar neapărat. Fără ar nu... nu e scurt. Da, bine, acum pun eu să zic că sunt slab, că trebuie să cer timp ca să câștig arena, să fie genul. Bă, și lor, credeți-mă pe mine că eu vă câștig o arenă destul de ușor. Dar se întâmplă și situații în care pierd, pentru că, da, oricine pierde. Dar, și chestia e că atunci ai pierdut de 2-3 ori și 4 ori și trebuie să primezi un episod și să-l postezi. Nu mai chef să aștepți, nu mai ai chef, efectiv. Bine, oricum postez episodul așa că mi-am făcut comentariu, l-am făcut și un kill sau două, nu știu, am făcut un kill am făcut. Așa. Na, asta ar fi episodul. Dar, de cum am cunoscut, încerc să postez episoade de secret decât cu victorii. Bine, la episoadele în care chiar am un comentariu serios pe care trebuie să vi spun și porcării de genul, da, se poate să mai întâmple să și mor în ele. Dar, așa că vreau să fac un meci ca lumea. Aha, se duce să ne jură. N-am arc, n-am arc, n-am niciun arc. Te rog, spune-mi că e un arc aici, că nu-i lotat. Arc, te rog, te rog, te rog, jocule. E 1v1 și n-am arc. Hai de capul meu. Hai de capul meu, să nu pot să deschid firea. Te rog, jocule, dă-mi un arc, te rog, jocule, te rog, te rog, arc, 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 arc. Nu e arc. Păi, dar nu vreau, mă, să joc, să-mi dea un arc, e nebun. Jur, jur că nu vrea să-mi dea arc, deci sunt 100% sigur, 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 nu sigur, sigur. Nu joc, să nu vrea să-mi dea arc. Nu vrea, bă, deci nu vrea, că nu vrea, nu vrea, și noi am uitat să facem sabia de fier. Da, n-am arc. Dar, bă, da, o să mă spamează din sede, fii antenă. Lasă-mă arcul ăla, băga mea și pula în arcul tău, că nu mai pot. Ia, scos toată viața când ești să jet două tău. Ok, mă rog, I don't know, fuck you, playerule, go to fuck yourself. Mă rog, cuvintele. Așa băieți, cam atât cu acest episod, v-a plăcut, vă lăsați un like, ne vedem în data viitoare. Hai, salut!